Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, l-a taxat pe ministrul finanțelor publice Eugen Teodorovici pentru faptul că dorește să trimite la închisoare datornici la stat dacă întârzie cu plățile chiar și o lună de zile. Deputatul Gheorghiu sublinează că, în pofida faptului că PSD a promis demagogic o serie de amnistii fiscale, ministrul Teodorovici vine cu o veste terifiantă. Recent, ministrul narcisist al finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, care a declarat public că și-ar dori șefia Organizației de Femei a PSD, a propus ca cetățenii români care întârzie o lună cu plățile către stat să facă șase luni de pușcărie. Acest lucru demonstrează că PSD este un partid social-democrat doar cu numele, deoarece principala preocupare a guvernării a fost doar pentru clientela de partid, oamenilor simpli aruncându-le doar firimituri, a arătat deputatul Gheorghiu. Totodată parlamentarul liberal a remarcat ipocrizia guvernanților PSD, care una promit și alta fac. PSD a vânturat în acești ani tot felul de proiecte de amnistii fiscale și penale, tot felul de înlesniri și avantaje fiscale pentru grupurile de interese afiliate partidului, iar cetățenilor de bună credință PSD le propune pușcăria. Este timpul ca Eugen Orlando Teodorovici să fie demis din poziția de ministru și obligat să-și mute numerele de circ ieftin de la Ministerul de Finanțe la sediul central al Partidului Social-Democrat, a concluzionat deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu.